Premii peste premii, culegi roadele unui sezon excelent, rezultate fabuloase. Cum a fost sezonul pentru tine? Pentru noi a fost un sezon perfect, ne-am îndeplinit toate obiectivele, promovarea, să fim neînvinși. Promovarea fără punct pierdut? Nu? Fără punct pierdut, da. Și așteptăm următorul sezon. Ai dat 22 de goluri într-un meci, vorba lui Tamaș, fundașii unde erau, la bere? Am avut colegi care m-au ajutat. Ce-ți propui pentru noul sezon? Să promovăm din Liga a doua în prima ligă. Asta e primul obiectiv. Înțeleg că vorbești frumos despre echipă, pentru că fără contribuția colegilor nu poți să dai atâtea goluri. Dar spune-ne un pic despre tine, spune-ne ce înseamnă pentru tine când mingea intră în poartă. Ce sentiment ai, ce feeling ai când marchezi? Feeling, mă simt bine, e o bucurie că pot să mă ajut echipa și... Cam... Nu te mulțumești doar cu un anumit număr de goluri, dai câte poți, ești neamț cumva, că nemții dau câte pot. Așa am fost învățat de mic, câte intră atâtea dai. Ți-ai fixat vreun număr de goluri pentru noul sezon de victory? Nici sezonul ăsta n-am avut un număr fix, câte intră atâtea dau. Ce o să facă garajele în noul sezon? Pentru că o să fie mai greu, aerul e mai tare acolo. O să fie un sezon greu, cu echipe mult mai bune, dar obiectivul nostru o să fie să fim în primele patru, din câte știu. Să prindem barajul. Să prindem barajul. Barajul cel puțin. Ne dorim să promovăm. Asta e obiectivul principal. Mersi mult! Felicitări! Mulțumesc și eu! Aftă!